voi câștiga, Angela! Da, vei câștiga onoarea de a pierde contra mea! Felicitări! Ratezi cursa! Nu am timp pentru curse, Tom. Acum pot în sfârșit să folosesc tehnologia și trebuie să inventez ceva important, dar încă nu mi-a venit nicio idee. Ce-ar fi să inventezi izmene cu telefon mobil pentru stil și confort? Nu, trebuie să fie ceva ce va schimba lumea, ceva ce va capta imaginația întregii populații. Dar ce? Furtună cu fulgere! Cursa e anulată! Opriți-mă! Alți foarte câștigători! Nu-i corect! Meteorologul Steve Clifford a spus că va fi însorit! Vedeți? Salut, Vania, în vremii frumoase! În acest weekend vremea va fi însorită, iar vântul va adia ușor, așa cum vă place! Să vă bucurați de concursurile sportive în aer liber, care nu vor fi anulate! Meteorologul Steve Clifford i-a mințit pe copii? Nu, Ginger, nu i-a mințit, dar nimeni nu poate să prezică vremea. E o problemă cu care se confruntă întreaga lume. Asta e! Știu care va fi invenția mea! Ben a revenit în joc! Tom, Ben, Hank, Ginger, Angela, Talking Tom și prietenii săi, meteorologia. Wow, suntem în studioul Action News TV? Acum putem pune cutia jos, e foarte grea. Nu, e mult prea important. Trebuie să-i duc invenția mea direct meteorologului Skip Flipper. Eu sunt Skip Flipper, cel mai bun prieten și cel mai inversionat critic al vremii. Vreți un autograf? Haideți, vă semnez umbrelele. De fapt, am venit aici fiindcă tu ai o problemă. Nu poți să prezici când se va înrăutăți vremea. N-aș fi venit dacă aș fi știut că o să vă certați. E adevărat. Asta e povara unui meteorolog. Concursul de surfing a fost anulat și asta mă vântuie. Ei bine, ai vrea să prezici corect evoluția vremii de fiecare dată? Da! Privește! Automatul de vreme! Cu ajutorul lui vei ști mereu cum va fi vremea, fiindcă vremea va fi mereu perfectă! Privește! E cea mai grozavă invenție de la inventarea paratrăsnetului. Ea va face ca lumea să fie un loc mai fericit pentru toți. Da, asta speram că vei spune. Mulțumit automatului de vreme inventat de Ben, în acest weekend va fi soare. E vremea perfectă pentru concursuri și pentru creșterea ridichilor. Mulțumită lui Ben și invenției lui, vom avea parte de puțină ploaie ca să udăm plantele, iar apoi va fi din nou soare. Ca să ne distrăm cât mai tare. Cer senin, temperaturi plăcute, vremea e perfectă. Chiar mai trebuie să vă spun. Perfect din nou. Așa ca întotdeauna. Ura! Nu mai trebuie să ne uităm la starea vremii. Am mai spus-o. Și asta e doar mulțumită lui Ben. Când voi câștiga locul întâi, îți voi dedica ție victoria, Ben. Da, e bine că vremea nu mă va mai împiedica niciodată să-l înfrânt pe Ginger. Sunt mândru de tine, Ben. Te-ai pornit să faci lumea un loc mai bun și ai reușit. Dar nu e niciun dor pe cer. Doar acela super întunecat care se dreaptă direct spre noi. Exact. Stai. Cum? Furtună cu scutece! Cursa e anulată! Fugiți! Salvați-mă! Erau deșeuri peste tot. Nu știu dacă sunt supărat că s-a anulat cursa. Dezgustat fiindcă un scutec a căzut pe mine. S-au speriat. Fenomenul are vreo legătură cu automatul de vreme? Imposibil, automatul meu face doar vreme frumoasă. Știu cine le poate ajuta, meteorologul Skip Flipper. Orașul e asediat de fenomene meteo ciudate. Aici avem multă zăpadă, iar deasupra parcului de distracții sunt nori țipători. Automatul de vreme inventat de Ben a scăpat de sub control. Invențiile mele strică totul. Exact așa cum făceau și în trecut. Trebuia să știu că se va întâmpla așa. Nu te teme, Ben, nimeni nu va considera că e vina ta. Nu vreau să arăt cu degetul, dar e evident că e vina lui Ben. Are dreptate. Ce mi-am închipuit? Sunt un aiurit. Dar să nu fim prea severi.
departe de vreme rea. Acolo unde locuiește el a început să plouă de jos în sus. Cum? Nu e adevărat. Nu plouă deloc. Nici de sus în jos, nici de jos în sus. Ba da, e așa cum a spus Kip. El știe totul. Poate că știe prea multe. De unde a știut despre această ploaie înainte să înceapă? Fiindcă e un meteorolog bun, iar e un inventator ratat. Se întâmplă ceva ciudat și nu mă refer la acel curcubeu în alb și negru. Cum spui că e o ceață de mazăre deasupra fabricii de cremă de chili? Le voi spune tuturor, urmăriți buletinul meteo. Meteorologule Skip Flipper, a? Ce se întâmplă cu vremea? A cam luat o razna, iar eu prezint situația. Invenția lui Ben chiar a produs un dezastru, nu-i așa? Păi poate, dar aș vrea să văd automatul lui Ben. Sunt colegul lui și dacă automatul e defect... Îmi pare rău, nu ai la ce să te uiți. L-am mutat. Unde? Foarte departe. Am vrut să salvez orașul. Ei bine, acum trebuie să prezint care e starea vremii și tot să mă urmărească. Așadar, voi intra în direct peste câteva minute. Ai stricat automatul lui Ben. Bine, m-ai prins. Dar eu nu l-am stricat, l-am îmbunătățit. Ai idee cât de rău e ca vremea să fie mereu la fel când ești meteorolog? Cred că e mai rău să plouă cu scutece. Era plictisitor. Nimeni nu mai urmărea buletinele meteo. Dar acum toată lumea se uită la mine. În plus, toți vor da vina pe Ben pentru toate cele întâmplate. Am filmat totul. Da, mulțumită cele mai grozave invenții din lume, camera de filmat. Skip, mărturisirea ta a fost transmisă în direct în tot orașul. Iar eu o voi încărca și pe o pagină de internet ca tot să o revadă de câte ori doresc. M-ai prins! M-ai prins! M-ai prins! M-ai prins! M-ai prins! M-ai prins! S-a zis cu tine, meteorologule Skip Flipper. Prieteni, să-i ducem lui Ben automatul ca să-l poată repara. Refuz să trăiesc într-un paradis cu vreme minunată! Da, da, e o tornadă, o tornadă! Și eu voi prezenta vremea! Meteorologule Skip Flipper, ce ai făcut? Au! Nu-mi place deloc aici, miroase urât și e periculos pentru copii. Hei, priviți, acolo e automatul de vreme. Dacă ajungem la el, vom putea să îl oprim. Da, am reușit înainte cu această canoe prin tornadă. Te-am prins! Nu ești trist și știi să zbori cu parapalta. Da, nu sunt copleșit de tristețe, dar nu știu să zbor cu chestia asta. Aș vrea să mă ajute cineva. O iau eu, Ginger, ajută-mă! Haideți! Nu, lăsați în pace automatul de vreme! Ben! Știi cum să-l repari? Sigur că știu, Tom! Trebuie doar să stai de fază până când restartezi procesorul! Dacă tot e să te lovească ceva, fă-i să fie un tort! Ben, ai reușit! Sigur că am reușit, Tom. După cum spuneam, Ben a revenit în joc! Mă bucur că s-a terminat totul. Dar tu mai trebuie să faci o altă invenție? Nu, mă mulțumesc cu automatul de vreme. Dar i-am adus câteva schimbări. Schimbări?
Lumea nu este pregătită să aibă vreme bună tot timpul. Așadar, am programat automatul. Va fi vreme bună doar uneori. Meteorologul Skip Flipper vă transmite în direct din închisoare. Se pare că va fi soare și nu va cădea niciun strop de ploaie. Iar a greșit. Așa cum trebuie să facă. Bună treabă, Ben. Au dublat în limba română actorii Alexandru Rusu, Georgia Căprărin, Sorin Ionescu, Răzvan Vicoveanu, Anda Tămășanu, traducerea și adaptarea Stelian Mierluț, regia Ion Ruscuț. Dublajul a fost realizat pentru Minimax.